Meciul de pe Eugen Popescu a început practic de la 1-0. Honciu a înscris în minutul 2 din fața porții. Peste o jumătate de oră, Chierchez a dublat avantajul gazdelor din pasa lui Crinel Stoica. Până la pauză, Chindia a mai ratat și alte ocazii bune. În minutul 58, Nisipeanu l-a învins pe geantă cu un șut la firul ierbii și a stabilit scorul final 3-0. Chindia își continuă o serie foarte bună, bifând al 7-lea meci la rând în care nu primește gol. Echipa din Târgoviște e pe locul 3 în clasament, unul care duce la baraj. Am reușit un joc bun, am câștigat la o diferență de scor confortabil, ne-am creat și alte ocazii de gol și ne-am atins și obiectivul, cele 3 puncte pe care ni le-am propus pentru jocul de astăzi. Forma asta să o prelungim până la finalul turului de campionat. Din păcate avem și ceva probleme cu accidentările, sperăm să trecem și peste ele și să fim și în efectiv complet. El a ieșit acuzând dureri în zona inghinală, n-am vrut să mai forțăm, sperăm să nu fie ceva grav și până la ora jocului cu Crâncen să fie refăcut. Metaloglobus a arătat rău la Târgoviște. Dacă va mai juca precum în meciul cu Chindia, nou promovata din capitală va avea mari probleme în a se menține în Liga a doua. Nu am abordat jocul cu mai concentrați. Știam că Chindia are o echipă puternică, mai ales în jocurile de acasă. Și am început meciul foarte rău cu golul primit în minutul 2. De acolo am încercat să revenim și așa am fost surprinși și am mai primit 2 goluri. Și de conducere păreau foarte supărați pe dumneavoastră. E normal să fie supărați pentru că nu adunăm puncte. Cum vedeți salvarea de la retrogradare? E dificilă, dar nu imposibilă. Tot în etapa a 12-a, Dunărea Călăraș a bătut la Suceava cu 2-0 și a trecut pe primul loc al Ligii a doua, cel puțin până marți, când ar trebui să se joace ASEA Târgu Mureș-Hermannstadt.